Pretutindeni, unde există viță românească, în data de 15 ianuarie s-a vorbit, s-a cântat, s-a recitat din opera lui Eminescu și despre poetul Nepereche. Și în regiunea Cernăuți, comunitatea românească a sărbătorit Ziua Culturii Naționale Române și a marcat cea de a 164-a aniversare a nașterii Luceafărului Poeziei Românești printr-o serie de manifestări organizate de Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți, Muzeul Memorial Mihai Eminescu, Biblioteca Regională Mihailoi Văsiuc, Fundația Civică Gheorghe Asache cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuți. Mi-a făcut o deosebită plăcere să invit pe toată lumea să aibă cât mai multe întâlniri cu Mihai Eminescu, directe și indirecte, zilnice și ocazionale, pentru că viața socială, viața de zi cu zi este complicată, este dificilă, este grea, dar după tumultul vieții cotidiene, cred că este cel mai bun remediu de a păstra conștiința națională și conștiința în general curată, recurgând la ceea ce zicea Eminescu, la ceea ce a scris Eminescu și la ceea ce a îndrumat Eminescu. Versurile lui Eminescu, dacă le avem în suflet, dacă le avem în inimă, vom fi mai cinstiți, mai curați, mai generoși și vom fi mai înălțați spiritual. Acțiunile culturale au început la sediul Societății pentru Cultură Românească Mihai Eminescu cu o excursie în imagini a lui Mihai Eminescu prin Cernăuți, în care arhivistul Dragoș Olaru a realizat virtual un periplu prin locurile marcate de prezența lui Eminescu la Cernăuți. Lecția de astăzi pe care am citit-o e de fapt o idee comună și a președintului Societății pentru Cultură, Mihai Eminescu, dar și a mea personală, fiindcă aveam acest text scris cu peste 34 de ani în urmă, pe care l-am publicat de fapt la 14 ianuarie 1882 în Literatura și Arta. Și astăzi, vă dați seama, internetul ne ajută foarte mult, am putut să descoper mult mai multe fotografii din epoca aflării lui la Cernăuți și am ținut eu personal neapărat ca să vorbesc despre aceasta în fața tinerilor de astăzi ca să rămână pentru viitor. Pentru mine această lecție a fost destul de interesantă, folositoare. Am auzit mult, foarte mult interesant despre Mihai Eminescu și chiar care nu știam mai de mult și să cot că toți trebuie să știe despre pământeanul nostru, Mihai Eminescu, mai mult. În cadrul aceleiași manifestări, un premiu de excelență și o diplomă de onoare, profesoarei Laura Bostan, pentru întreaga activitate desfășurată pentru promovarea limbii, culturii și civilizației românești în regiunea Cernăuți, a fost înmânată de profesorul Dan Lohănel, directorul Liceului Particular numărul 1 din Suceava. În ziua următoare, manifestările au continuat cu depunerea de coroane de flori la bustul lui Mihai Eminescu în curtea casei lui Aron Pumnul și la monumentul poetului din centrul Cernăuțului. Între cei care au ținut să aducă un omagiu marelui poet s-au numărat și oficialități locale din cadrul administrației regionale de stat, primăriei Cernăuți, oameni de cultură, pedagogi, lideri ai asociațiilor românești din regiune, jurnaliști, copii. Pentru a doua oară consecutiv în aceste zile s-a aflat și o delegație a primăriei Iași, formată din consilieri și deputați ai Parlamentului României, în frunte cu viceprimarul Mihai Chirica. Într-adevăr, este o mare bucurie și onoare pentru noi să fim astăzi aici, în Cernăuți, ca să-l aniversăm din nou pe poetul Mihai Eminescu. Rămâne, să spunem, o tradiție care a apărut cu mult înainte de a fi înfrățiți cu orașul Cernăuți, iar prezența noastră aici vine doar să întărească faptul că poetul Mihai Eminescu este un poet dincolo de granițele României, dincolo de granițele Ucrainei, este un poet al tuturor românilor, indiferent unde se află ei. Suntem de asemenea fericiți de faptul că această tradiție s-a păstrat în condiții care nu au fost tocmai cele mai bune pentru românii de peste graniță, cărora trebuie să le mulțumim pentru faptul că au reușit să ducă mai departe simbolul național al românilor, care este Mihai Eminescu. Iată-ne astăzi la sărbătoria lui Eminescu, din nou aici, așa cum am promis și anul trecut. Mi-am spus mie însumi că voi încerca de câte ori voi putea să fiu aici pe 15 ianuarie, în mod deosebit pentru că Iașul cu Cernăuțul sunt orașe înfrățite, am pus umărul la această înfrățire, sunt mândru că s-a realizat, sunt bucuros că, iată, Eminescu ne unește și după moarte aici, lângă statuia lui.
sunt mândru că sunt român, sunt mândru că sunt alături de toți ceilalți care am sărbătorit astăzi aici această, pe Poetul Național, și cred în continuare că înfrățirea dintre cele două orașe nu poate decât să aducă bucurie și liniște în sufletul lor și al ucrainenilor și al românilor. Ceva mai târziu, la Biblioteca Științifică Regională Mihailo Ivasiuc, au avut loc lansări de carte, recitaluri de versuri și s-a desfășurat momentul festiv al înmânării Premiului Academiei Române poetului, traducătorului, istoricului literar, distinsului om de cultură Mircea Lutic, învrednicit de cea mai înaltă apreciere a creației sale, Premiul Mihai Eminescu pentru culegerea de versuri Armindem cu Heruvim. La Muzeul Etnografic Regional, la inițiativa Fundației Civice Gheorghe Asache, s-a desfășurat un mini-spectacol de recitaluri pe versuri de Eminescu a corului George Enescu din Dorohoi, condus de Georgina Gușulei, și corul Dragoș Vode, dirijor Dumitru Caulea. În aceeași zi au avut loc depuneri de flori la monumentele lui Mihai Eminescu din centrele raionale Noua Suliță, Herța și Hliboca.